afle informați. Deci e proiectul de 62 de milioane de ron, da? Licitat de firma Sece Coral, deci reprezentantul constructorului Sece Coral, prezent aici. Executăm lucrările și hai că vine și domnul deputat și domnul senator. Sunt cei prezenți să vadă ce se întâmplă la Călăraș. Deci avem lucrările de excavat la momentul ăsta. Prima fază a proiectului a fost eliminarea partei lemnoase, lemnele rămase, butrujile, nu? Le-ați eliminat într-o zonă, văd aici, mai sus. Detalii, domnule arhitect, ce puteți să spuneți la momentul ăsta? Am avut atât de sistematizarea zonei civile, iar unde vă să aibă loc parcarea și clădirile. Domnule deputat, domnul senator? O să avem două clădiri pe Cosuno. Spații comerciale, care o să aibă spații comerciale la parter, zone de conferințe. La nivelul acesta am ajuns la cota 10, noi o să mai săpăm încă 5 metri ca să stabilim fundul marinei, fundul final. Și ce scoatem din, ce scoatem din groap, o să sistematizăm zona aceasta, adică pământul oarecum o să-l folosim integral. Sper să fie un proiect frumos, nu știu, să fie eficient și pensabil și util pentru orașul Călăraș, să se dezvolte zona. Noi suntem la malul Borcei, până acum, în 30 de ani, nu s-a făcut nimic cu asta. În cât timp? În 30 de ani? Nu, până acum. Eu am înțeles bine, dar trebuie să răsturnăm comunicarea. Deci de 30 de ani nimeni n-a făcut nimic aici. Din câte știu eu... Nu, dar noi vă întrebăm. Da. Am înțeles. Cu, în legătură cu brațul Borcei. Dar în ultimii 16 ani cât a condus Filipescu, s-a făcut ceva? Nu da, știți, da sau nu, răspunsul e simplu, da sau nu. Eu nu știu, dacă nu s-a văzut nimic. Mulțumesc, deci n-am făcut nimic, am înțeles. Nu știu ce să-i spun. A făcut ceva, vă spun eu ce, a fraudat. Acum nu. Da. Tu-te la... Bună ziua, salut, să trăiți. Să trăiți. E ce căuți tu aici, domnule Elionte? Am fost la barcă, mi-am amenajat. Vreau să plec mâine la pescuit. O să-ți pregătim un port de ambarcațiuni unde să poți să depuși barca. Mă bucur. Obor. Cu drag. Să trăiți. Da, Grama, tu ești cel care ai avut dorința de a implementa acest proiect. A fost pentru tine, să spunem, lupta și provocarea că și Călărașul poate să deschidă un port de ambarcațiuni. Ne-am plimbat și la Piforie, ne-am plimbat și la Tulcea, am văzut portul de ambarcațiuni. Și acum copiem, să spunem, un model văzut de noi încadrat pentru zona pe care noi am identificat-o ca posibil port de ambarcațiuni. Ce poți să spui? Păi, sunt mândru că fac parte dintr-o echipă care astăzi participă la, efectiv, la aceste lucrări. Lucrări care au început în urmă cu două săptămâni. Într-adevăr, un proiect pornit în 2017 și tot cu aceste plan și am mers împreună cu președintele Consiliului Județean, domnul Vasile Iliuț, am fost la ministrul turismului la vremea respectivă, domnul Dobre, și de la două planșe am ajuns astăzi să avem lucrări de execuție. Cum spunea și domnul deputat Coarnă, sunt cele mai mari investiții realizate pe Dunăre, plecând de la Drobeta, Turnul Severin și până la Cernavodă. Sunt 24 de milioane de euro care vor intra în municipiul Călăraș. Sunt bani care vor crește din punct de vedere economic zona și sunt convins că vom continua aceste investiții, mai ales că zona ne permite să creăm pentru turiști, pentru partea bulgară, pentru partea română, dar și pentru cei care locuiesc, mai ales în București, care nu au în momentul de față port de ambarcațiuni sau o zonă unde să-și placeze de părci. Dacă reușim să facem... Aici, la dumneavoastră, în municipiul Călăraș. La noi. În primul rând, noi să ne batem cu toți să tracăm această intrare în Borcea, ca să putem să dăm drumul la ambarcațiuni și mai grele. Poate implicăm și Călărașul cu un circuit turistic internațional, pentru că dacă facem acest port și cu promenada, care este un proiect adiacent al municipiului, atunci este clar că putem să dezvoltăm orașul și să-l transformăm într-un oraș turistic de amănunt. Da. Acum parlamentarii. Domnul Coarnă, domnul Cionoiu. Unde e? Dă detalii. Dar nimeni, cu excepția președintelui Victor Vasile, nu a dezvoltat nicio fel de investiție în acest județ. Și eu vin cu excepție concretă. Astăzi intram cu mașina și mi se deschidea inima. Când am văzut că suntem pe finalizarea acelui tronson de drum de intrare în Călăraș. Acum sigur că avem o investiție de mare
de anvergură, 24 de milioane de euro, practic, municipiul Călăraș va fi așezat și el undeva în harta turistică, pentru că fără investiții și fără zone de acest tip pe care să le dezvoltăm, natura ne ajută, investițiile sunt, oameni serioși, competență avem, sigur că, iată, și la Călăraș se poate. Se poate cu echipă competentă, cu oameni care sunt, dacă vreți, dispuși să rezolve un interes general. Asta este pe scurt, dacă vreți, concluzia mea. Domnule vicepreședinte, sunteți unul din cei care au girat acest proiect de la început. Da. Consilier județean, liderul grupului PSD din... Da. Totdeauna am declarat și am și procedat astfel încât Călărașul și județul Călăraș și municipiul Călăraș să fie dezvoltat din punct de vedere economic. Ăsta face parte din unul din proiectele pe care noi le-am propus. Ne-am bătut foarte, foarte tare pentru susținerea lui. Acum ne bucurăm că lucrările sunt în plină desfășurare. Sperăm ca până la finalul anului să ajungem la un nivel pe care l-am propus cu contractul de execuție împreună cu constructorul. O veste bună pentru că noi am avut o întâlnire tehnică cu constructorul și vrem să impulsionăm puțin lucrările pentru că suntem în situația în care noi avem asigurate fondurile și vrem ca anul acesta să ajungem la un stadiu pe care l-am propus cu graficul de execuție. Această lucrare, odată finalizată, sperăm noi și credem în tot sufletul că o să dezvolte municipiul și județul Călăraș. După cum știți, pe tot brațul Borcea sunt o grămadă de ambarcațiuni care sunt înșirate de-a lungul bratului Borcea. Prin această investiție o să aibă un loc civilizat unde să parcheze, să gareze ambarcațiunea și, bineînțeles, în tot ceea ce se dezvoltă aici, o să aibă posibilitatea să și recreeze și, de ce nu, să vină, să vină de la și Viena, din alte părți. De la Viena la Călăraș. Da, să vină din alte părți. Noi sperăm și, cu siguranță, cu acest proiect o să dezvoltăm Călăraș. Da, domnule senator, e cel mai mare îngrat să discut acum. Cel mai mare constructor. Da, da, cel mai mare îngrat fiind senator în Parlamentul României. La Călăraș investiții mari, funcție mare și dumneavoastră să ieșim care vă pricepeți la construcții. Ce înseamnă asta pentru Călăraș și pentru dumneavoastră ca și constructor de meserie? Din punctul meu de vedere e o provocare. O provocare care se materializează acum, încercând să arătăm tuturor că acest oraș Călăraș a început să fie cunoscut. Această investiție o să ne arate tuturor, celor care au fost răutăcioși, că nu se pot face, nu se poate face, nu se poate, s-a început, se va face. Avem o situație pe harta națională, eu zic că propice, lângă București, lângă Constanța, dacă unii oameni vor să caute frumusețile naturale, încă în acest moment neexploatate, virgine, să știți că în Călăraș le avem. Ne dorim în acest moment să finalizăm această investiție, ne dorim în acest moment să arătăm că această atractivitate există. În momentul în care această investiție se va realiza, o să vedeți că, din toate punctele de vedere, Călărașul va fi cu totul și cu totul alt oraș. Ne dorim ca în acest moment, pe lângă această investiție, poate să ne gândim după aceea și la Placea Tineretului, să ne gândim în acest moment la celelalte investiții, podul peste Borcea pe care am văzut că s-a aprobat, acest palat administrativ care, într-adevăr, trebuie să fie o clădire emblemă pentru noi și încet, încet, Călărașul o să fie aidoma tuturor orașelor frumoase din această țară. Mulțumim domnului senator, mulțumim celor care au participat astăzi la vizita pe teren, vizita de lucru și mulțumim presei călărășene că vine să se informeze pentru cetățenii județului Călăraș ce se întâmplă astăzi în județul Călăraș și la Consiliul Județean Călăraș, municipiul reședință de județ și toate investițiile care astăzi sunt în folosul comunității și comunităților viitoare. Vă mulțumim! Spuneți tuturor că la Călăraș se lucrează și avem o echipă serioasă la Consiliul Județean. Transmiteți lucrul ăsta pentru că nu mințiți, transmiteți un adevăr. Mulțumim! Mulțumim!
Câte microfon? Alea, toate alea. Funcționează? Deci am luat în calcul, așa cum știți, studiile de fezabilitate prevăd două variante. Și prima variantă ar fi în completarea portului de ambarcațiuni, pentru că la limita de hotar cu poluții va fi o șosea, iar traversarea se facă în această zonă, ar fi prima variantă pe care am gândit-o. Și a doua variantă am gândit-o în zona terasei Rivers, cunoscută de cei care locuiesc în municipiul Călăraș. Și vom vedea și vom stabili în funcție de costurile care vor fi stabilite după proiectare. Ce sumă ați solicitat? Deci, cu valoarea estimativă a devizii la acest moment este 125 de milioane de lei. Vom depune acest proiect pe Programul Național de Dezvoltare Locală 3. Consiliile județene au ca sumă alocată 140 de milioane și cred că ne vom încadra să obținem această finanțare. Prin PNI? Prin PNI, da. Odată cu podul, vreți să dezvoltați zona de pe celălalt braț? Da, ghidul aflat în publicitate, să spun așa, în consultare publică pe Interreg 6 România-Bulgaria, respectiv Eurovelo 6, ne poate permite ca zona de insulă unde este proprietatea. E vorba de, știi, e vorba de 3 milioane ceva de euro. Am văzut. Aici trebuie să reflectăm toată zona. S-ar putea să avem probleme cu fondul.